Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Petraru și vă prezint ora știrilor. La două zile după alegeri, întreaga conducere a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, președintele și vicepreședinții formațiunii și-au prezentat demisia în cadrul Biroului Politic Național. Anunțul a fost făcut de membrii partidului într-un comunicat de presă, fără a preciza însă ce a stat la baza unei astfel de decizii. Cu puțin timp în urmă, Andrei Năstase a declarat într-o conferință de presă că, până la organizarea congresului în care va fi aleasă noua conducere, preocuparea de bază va fi restartarea partidului și mizează pe vremuri mai bune, întrucât Republica Moldova are un președinte și o majoritate pro-europeană datorită platformei DA. Formațiunea a anunțat că Biroul Politic Național a decis convocarea Congresului pentru data de 5 septembrie, atunci când va fi aleasă o nouă conducere a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Până atunci, locul lui Andrei Năstase va fi ocupat de Dinu Plângău, care va asigura interimatul funcției de președinte. Deși în anunțul lor, membrii formațiunii nu au explicat motivele acestei decizii, vicepreședintele formațiunii, Inga Grigoriu, neagă că ar avea vreo legătură cu rezultatul obținut la alegerile parlamentare anticipate de duminica trecută. Noi trebuia să trecem acest congres încă în februarie, dar nu ne-a permis Comisia Națională în Sănătate Publică. Și apoi s-au început alegerile și iată, în final, acum noi petrecem congresul conform statutului. Suntem într-un pic de întârziere, noi ca tare toți, până acum am fost în demisia. Și vicepreședintele partidului Liviu Vovca a scris pe Facebook că în peste 5 ani de existență a platformei DA este nevoie de o resetare. Noi nu ne retragem din viața sociopolitică, întoarcem foaia și continuăm să scriem istorie. Partidul Demnitate și Adevăr nu a acumulat suficiente voturi pentru a ajunge în noul parlament. Formațiunea a fost susținută doar de 2,33% dintre alegători. Asta în timp ce membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, foștii aliați din blocul Acum, au obținut 52,8% din sufragii. Luni, unii membrii ai formațiunii au comentat înfrângerea și au precizat că Partidul Platforma DA pleacă din parlament cu capul sus. Luni și primarul din Bălți, Renato Usat, i-a anunțat că demisionează, fiind dezamăgit de rezultatele alegerilor din localitate, unde a pierdut în fața comuniștilor și socialiștilor cu un scor zdrobitor. Blocul electoral condus de el a obținut puțin peste 4% din sufragii, ceea ce este mult sub pragul electoral, întrucât avea nevoie de 7% din sufragii. Kremlinul va consolida factorul transnistrean dacă noul guvern de la Chișinău va alege să promoveze o linie antirusească. Avertizarea vine din partea președintelui Comisiei pentru Problemele CSI, Leonid Kalașnikov, după ce a devenit clar că Moldova va fi guvernată de forțele pro-europene. De cealaltă parte, Uniunea Europeană salută Victoria Pas, dar nu renunță la condițiile impuse țării noastre pentru a primi ajutoare și credite de la ei. Asta se arată într-o declarație a diplomației europene și a comisarului pentru vecinătate și extindere. Politica Rusiei față de Republica Moldova va depinde de puterea care a fost aleasă. Dacă aceasta se va îndepărta de Moscova, atunci desigur vom acționa în consecință. În special vom consolida factorul transnistrean, a avertizat Leonid Kalașnikov, deputat din partidul lui Vladimir Jirinovski și președinte al Comisiei pentru Problemele CSI. El mai spune că va fi din ce în ce mai dificil de făcut acest lucru, întrucât Transnistria se află acum blocată între două state, de facto dușmănoase. În opinia sa, declarațiile conciliante ale Partidului Acțiune și Solidaritate în relația cu Rusia înainte de alegeri se vor transforma apoi în pro-europene și pro-NATO, revenirea la scenariul de forță în raport cu Transnistria și eventual unirea cu România. Iar aceste lucruri vorbitorii de rusă și găgăuză nu le acceptă, mai spune Kalașnikov citat de Interfax. Dacă Maia Sandu va duce o astfel de politică camuflată sub masca presupusei cooperări cu Rusia, țara nu va mai ieși din groapă, a declarat deputatul rus. Între timp, Uniunea Europeană așteaptă să lucreze în parteneriat cu un guvern și un parlament stabile pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Moldova, însă nu renunță la condițiile impuse țării noastre pentru a beneficia de ajutoare sau proiecte ale Uniunii Europene. Se arată într-o declarație semnată de șeful diplomației europene și comisarul pentru vecinătate și extindere. Totodată, cei doi oficiali subliniază că victoria unui partid pro-european nu este un cec în alb pentru viitoarea guvernare.
Partidul Acțiune și Solidaritate și Maia Sandu au transferat lupta împotriva corupției într-o ideologie de tip bolșevic. De această părere este analistul politic Vitalie Catană, care susține că PAS nu se va descurca la guvernarea țării, deoarece formațiunea nu are specialiști bine pregătiți și nici programe guvernamentale. Din acest motiv, în scurt timp, electoratul va fi dezamăgit, iar încrederea cetățenilor va scădea. De altfel, liderul PAS a chemat oamenii să ajute formațiunea să conducă țara. Potrivit lui Vitalie Catană, PAS ar putea rezista doar formal la guvernare timp de 4 ani. Acest partid nu se va descurca guvernând țara. Nu are oameni pregătiți nici în domeniul economic, nici în domeniul justiției, acolo unde ei marșează pe idee de reforma justiției și combaterea corupției. PAS cu Maia Sandu au transformat lupta cu corupția într-o ideologie de tip bolșevic, și așa cum bolșevicii luptau cu burghezia invocând egalitatea de clase, așa și PAS și Maia Sandu luptă împotriva corupției, fără a avea repere reale în ceea ce înseamnă lupta reală cu corupția. În același timp, analistul susține că cei care cunosc fenomenul dării și luării de mită sunt oamenii care activează în aceste domenii, cunosc mecanismele și modelul în care se poate lupta împotriva corupției. Nu văd asemenea oameni în PAS. Eu cred că noi avem deja un precedent la care putem să ne referim. Maia Sandu a fost timp de 6 luni prim-ministru și nu a reușit să guverneze deloc, practic. A căutat doar să cumva să găsească o formulă de a se deroba de responsabilități și chiar să plece de la guvernare, pentru că efectiv nu se descurca. Ne-am trezit cu prețuri mai mari la energie electrică, ne-am trezit cu taxe și impozite în mai multe domenii. Vitalie Catană mai spune că PAS a câștigat alegerile deoarece a fost favorizat de Maia Sandu. De aceeași părere este și expertul în drept constituțional Teo Cârnaț. Nu a reușit bine să iasă de alegeri prezidențiale și direct au intrat în alegeri parlamentare. Ceea ce înseamnă că acea încredere pe care a avut-o Maia Sandu ca președinte și o are, a făcut pur și simplu transfer de imagine asupra Partidului Acțiune și Solidaritate. Purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Jardan, a declarat că formațiunea nu comentează declarațiile politice. La fel ne-a spus și purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță. Scos din ghearele morții, un copil de 4 ani care nu mai dădea semne de viață a fost salvat. Incidentul s-a produs pe plaja de la Vadului Vodă. Micuțul se afla cu părinții la odihnă, iar la un moment dat, în timp ce se juca în apă, a încetat să respire. Potrivit IGSU, salvatorii au intervenit imediat și au auzit strigăte de ajutor. Micuțul a fost resuscitat și transportat la spital. Doctorii au stabilit că băiatul s-a asfixiat cu produse alimentare. Acum viața lui este în afara oricărui pericol, spun specialiștii. De la începutul perioadei estivale, salvatorii stației din Vadul lui Vodă au ajutat 12 oameni aflați în diferite situații de risc. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 3 au ajuns la spital cu diverse răni după ce o explozie de gaze la un hotel din orașul rusesc Gelendzhik. Imagini înfricoșătoare au fost surprinse de martorii oculari care au postat filmulețe pe internet. Potrivit poliției, 50 de turiști și angajați ai localului au fost evacuați. Serviciile de urgență au raportat că deflagrația a avut loc în bucătărie, dar nu se știe deocamdată ce ar fi provocat izbucnirea ei. Tavanul și peretele exterior s-au prăbușit, iar suflul puternic a transformat în cioburi geamurile caselor din apropiere. În ajutor au sărit 10 de oameni și au fost implicate 14 unități speciale de intervenție. Potrivit Ministerului de Externe al Moldovei, în hotel nu se aflau moldoveni.
înghițită de mizerie și nepăsarea societății. O bătrână din Vulcănești își duce viața de azi pe mâine într-o locuință în care cu greu îți poți imagina că este pentru oameni. Femeia riscă să moară de foame printre gunoaie, deși a dat viață la tocmai 11 copii. Unii au plecat la cele veșnice, iar cei care au rămas se pare că au uitat de mama lor. Niciunul nu-i mai calcă pragul de ani buni, spune femeia. A muncit o viață, iar acum se simte o povară abandonată de toți. Sprijinindu-se în două cârje, Cristina Costina abia deși mai poartă picioarele prin casă. Are 90 de ani și a ajuns să-și trăiască apusul singură, bolnavă, împovărată de griji, într-o casă în care mizeria și sărăcia cu greu pot fi descrise în cuvinte. Femeia a devenit mamă de 11 ori, dar nimeni dintre copiii săi nu-i mai calcă pragul. 8 mai sunt în viață, unii peste hotare, iar alții, chiar de sunt aproape, tot nu au timp să o viziteze. Mama însă vorbește cu zâmbetul pe buze despre ei. Zic, de ce nu veniți? A? Aici aproape un ceas la Bolgrad. Pentru că puterile au lăsat-o, femeia nu poate avea grijă de casă. De aceea lucrurile vechi și uzate sunt împrăștiate peste tot. Nici cu mătura nu mai are cine da prin casă. Nu este în stare nici măcar de alegurii să-și pregătească, deși a muncit o viață la pământ, având grijă să pună o bucată de pâine pe masa copiilor. La toate copiii, dacă prima oară n-am lucrat, toamna, am fost la cernut iarna pentru teptițele. Căutau la un ceas, două, veneam la copii. Acum... Singurii care îi mai dau un bună ziua sunt reprezentanții unei cantine sociale. Ei îi aducte un prânz cald, iar dacă într-o zi localul se închide, bătrânica riscă să moară de foame, iar ca produsele să nu se altereze, le scufundă într-o fântână improvizată, pentru că un frigider este un adevărat lux pentru ea. O mâncare și până la rece, în fântâna din obradă. Iată, fântâna nu e adâncă, dar e răcoare și noi o punem, o lăsăm aici până dimineața. Vârstnica are o pensie de doar 2000 de lei. Îi ajunge doar pentru medicamente și mai pune ceva bănuți la ciorap, pentru lemne de foc iarna. Ca să nu moară singură, a fost câteva zile la o nepoată, care s-a oferit să o îngrijească, dar scurtă i-a fost bucuria. A treia zi ne sună și zic, duceți-i acasă. Zic, de unde e tanti Cristina? Ea e deja acasă. Dar cum, parcă ați luat-o pe 2 săptămâni? Gata, ne-am săturat. Asistența socială din Vulcănești ridică din umeri și recunoaște că ajutorul oferit pentru persoanele social vulnerabile este foarte mic. Potrivit datelor oficiale, numai în Vulcănești sunt peste 130 de pensionari singuratici, care însă rămân la mila oamenilor și a voluntarilor care îi ajută cu ce pot. În speranța că va crește interesul pentru vaccinarea anticoronavirus, autoritățile anunță despre organizarea unor noi maratoane. Potrivit Ministerului Sănătății, acestea vor avea loc la Palatul Republicii, la Universitatea de Medicină, dar și la destinația turistică din nordul țării, cetatea Soroca. Sâmbătă, oamenii sunt așteptați la Palatul Republicii, unde se va face rapelul cu Sputnik V. Iar duminică, echipele de imunizare vor ajunge la Soroca. Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a declarat pentru TV6 că evenimentul se va desfășura între orele 9 și 17, însă nu a specificat ce ser va fi disponibil. Tot duminică, la Universitatea de Medicină, urmează să fie organizat încă un maraton la care se va administra AstraZeneca. Până acum, în Moldova, au fost administrate aproape 800.000 de doze, iar peste 314.000 de oameni au fost imunizați complet. Cele 151.200 de doze de vaccin Johnson & Johnson, care au ajuns aseară la Chișinău, vor fi repartizate în toate punctele de imunizare din țară în următoarele zile. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că donația oferită de SUA prin intermediul platformei COVAX are o însemnătate majoră pentru siguranța cetățenilor. Potrivit lor, acest ser este la fel de eficient ca și celelalte tipuri de vaccin împotriva COVID-19 și a fost administrat pe larg la nivel internațional. Republica Moldova este prima țară din regiunea europeană care beneficiază de vaccin Johnson & Johnson prin intermediul platformei COVAX. Acest vaccin foarte agreat și acceptat de populație a fost administrat deja la peste 20 de milioane de persoane.
Menționăm că acestea sunt primele doze din cele peste jumătate de milion promise de statul american. Vaccinul este produs în SUA și a fost aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului și Organizația Mondială a Sănătății. Spre deosebire de majoritatea serurilor anticovid, Johnson & Johnson este administrat într-o singură doză. De asemenea, este recomandat persoanelor începând cu vârsta de 18 ani. Până acum, Moldova a primit donații de peste 1 milion de doze din România, Rusia și China. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Să aveți o zi frumoasă!